O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. O carte misterioasă și seducătoare. Are înșelăciune, are intrigi amoroase, are crimă. Este pur și simplu cel mai captivant roman scris de Marias. Unui maestru aflat la apogeu. Acesta este un roman despre o crimă, care devine un vehicul captivant pentru toate marile întrebări despre viață, dragoste, soartă și moarte. Îndrăgostirile, de Javier Marias, unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani, este un roman despre dragoste, despre viață și moarte și despre procesul vindecării sufletești. În fiecare zi, înainte de serviciu, Marias se oprește la aceeași cafenea și în fiecare dimineață observă de la distanță un cuplu perfect. Sunt momentele ei de delectare, care o bine dispun pentru tot restul zilei și care o fac să iasă din propria apatie. În ziua în care cuplul lipsește, ca și în zilele următoare, Marian își poate regăsi echilibrul și buna dispoziție, dar nu bănuiește nici pe departe adevăratul motiv al absenței celor doi soți. Află întâmplător, peste câtva timp, că soțul a fost victima unei crime brutale și stupide. Când văduva reapare, Maria o abordează și își prezintă condoleanțele. O legătură de scurtă durată se creează între cele două femei. Numai atât cât Maria să se trezească implicată într-o poveste macabră și tulburătoare, pe care ar fi preferat să nu știe. Îndrăgostirile este considerat de critici unul dintre cele mai bune romane ale lui Javier Marias. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.